Pe străzi în cartierul Primăverii, apa izbucnea din toate gurile de canal care nu mai făceau față. În anumite zone pe carosabil, apa era de câțiva zeci de centimetri, făcând aproape imposibilă circulația. Zona asta e foarte periculoasă aici, nu îngrijește nimeni de ea, nu are grijă nimeni de ea. Cum ați trecut cu mașina? Foarte greu. Apa a afectat casele și culturile oamenilor din cartier. Sunt singură și amărade, se varsă spre noi, că a venit deșteptul ăștia, că-i pământul lor, dar cum până acum n-a fost, că a fost pământul alapii. Noi când am venit aici ne-a spus că e pământul alapilor. Oga. Păi și acum? A venit, nu știu ce proprie, dar cu acte. Și acum a venit și a vieblat așa. Acum ce faceți? Și așa apa pe noi. Dar de fiecare dată când plouă mai mult se întâmplă așa? Exact. Să vedem, la ducem cumva pe aceea așa, să pun scâduri, lemne, ce să pun, trebuie să pun ceva. Trebuie să pun ceva. Dar și vecinii dumneavoastră? Toată lumea, păi uitați, toată lumea e agitată, toată lumea e alertată. Locuitorii din cartierul Petre se uitau neputincioși cum apele revărsate ale râului Amaradia le inundau gospodăriile. Și în bocan ce-mi intră apă, nu, e până la scară. Îmi inundă clăile, îmi inundă tot. Toată apa asta vine din partea unității de acolo, unde a fost de unitatea militară, dealul târgului, toată zona aia. Nu are cum să ducă decât aici. Decât aici. Au colmat apa. Păi și ce faceți, domnule, că ajuns să ajungem în case? Dar ce putem să facem? Intră, dacă intră și clăile de fund, eu nu pot să ies cu animalele. Ce poate să facă și autorit? Aveți animalele în curte? Da. În curte, dar uite, intră apa, că intră de dimineață. Și alte cartiere ale municipiului au fost invadate de ape. Autoritățile locale și județene s-au deplasat în zonele afectate, însă au gestionat situația cu dificultate. S-a intervenit de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență cu motopompe, iar de către de primărie cu saci de nisip. Și am pus acolo unde a fost nevoie. Era vorba de 5 case, unde terasamentul era mai jos decât nivelul șoselei. Deocamdată apele s-au retras, însă în fiecare moment există pericolul ca Amaradia să-și iasă din nou din matcă dacă va mai ploua.